Dioscoride a fost un medic farmacist și botanist grec și autor al celebrei cărți De Materia Medica, în care a scris despre proprietățile vindecătoare ale mierii de albine, precum ar fi vindecarea rănilor și a petelor de pe față și, de asemenea, beneficiile folosirii mierii de albine pentru inflamații în gât și ale amigdalelor. Între timp s-a dovedit științific proprietățile mierii de albine și eficiența acesteia în tratarea inflamațiilor de gât sau amigdalelor inflamate. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi. Astăzi am observat un lucru interesant. La videourile mele despre sănătate, în ultimele 7 zile s-au uitat aproape 33.000 de femei și doar 22.000 de bărbați, cu vârstele preponderente între 35 și 55 de ani, ceea ce mă face să cred că femeile sunt mult mai interesate de sănătate decât sunt bărbații. Poate oare acesta să fie motivul pentru care statisticile spun că femeile trăiesc mai mult decât bărbații? Să știți că mierea poate fi de bun ajutor împotriva alergiilor, deoarece conține polen care stimulează sistemul imunitar să producă anticorpi pentru polen, scăzând astfel reacțiile alergice când suntem expuși la polenul de la plantele de afară. Și acesta este un motiv pentru care este ideal să consumăm miere de albine de la apicultori locali și nu din alte țări. Mierea este un antiseptic natural, pentru că aceasta conține în primul rând apă oxigenată, pe care o eliberează lent. Apa oxigenată este un antibacterial, antimicrobial și antiseptic ce omoară bacterii și uneori chiar virus, și este un bun dezinfectant pentru răni. Un alt beneficiu remarcat e faptul că mierea vindecă tăieturile pielii. Dacă se aplică miere pe răni, va forma o barieră protectoare împotriva infecțiilor, făcând-o mult mai eficientă în tratarea tăiturilor, arsurilor, a mușcăturilor de felurite insecte și chiar pentru eczema, acnee, mătreață și infecții cu fungus, adică diferite ciuperci. Mierea de albine ajută la eliminarea radicalilor liberi și la toxinele din corp și ajută să îmbunătățească imunitatea. De asemenea, când este consumată în moderație cu lămâie și scorțișoară, ajută la digestie și la balansarea rezervei de grăsimi în corp. Indexul glicemic al mierii de albine este în jur de valoarea 50, în timp ce indexul glicemic al altor forme de zahăr este între 85 și 100, adică persoanele care sunt prediabetice ar fi bine să treacă de la consumul de zahăr pe consumul de miere de albine naturală. La noi în casă nu cred că am mai cumpărat zahăr de cel puțin 10 ani. Soția mea, chiar și la prăjituri, folosește mierea și nu zahărul. Acum, dacă tot am amintit de prăjituri, haideți să vă dau o alternativă mai sănătoasă a prăjiturii cu nucă, pe care eu o fac destul de des și are un gust super bun. E foarte sănătoasă, nu conține nucă prăjită care devine toxică în urma prăjirii, devine toxică pentru ficat și este o variantă super bună pentru că o fac foarte rapid. Și e un mod sănătos să mănânci ceva dulce fără să alergi la ciocolată sau alte dulciuri din comerț. Ce anume fac? Pun miere de albine naturală peste nucă crudă, nu uscată, și gustul este delicios. Puteți să încercați și voi. Dacă nu știți cum să aveți nucă verde crudă și nu uscată în afara sezonului când o culegem, am să vă vorbesc despre asta într-un episod viitor. Doar rămâneți conectați la canalul meu de YouTube și abonați-vă. Revenind la discuția cu mierea, aceasta este o sursă minunată de energie, având doar 16 grame de carbohidrați pe linguriță. Este de asemenea utilă la creșterea performanței sportive și recuperarea mușchilor după antrenamente lungi. Mierea conține acizi organici și fenoli, care ajută la stabilizarea radicalilor liberi și la reducerea stresului oxidativ. Data trecută vă spuneam despre beneficiile ceaiului de mentă, iar la final v-am promis că astăzi am să vă vorbesc despre ce am putea adăuga în ceai ca să crească capacitatea de absorpție a substanțelor benefice din acesta. Ei bine, este vorba despre mierea de albine naturală. Atunci când adăugăm o linguriță de miere naturală în ceai, se produce un bonding între miere, o legătură între miere și componentele active din ceai. O legătură aproape similară suplimentelor liposomale, diferența constând în natura învelișului.
Spre exemplu, la vitamina C liposomală sau la așa numita sferovitamina C, moleculele de acid ascorbic sunt învelite în micropeliculă de liposomi, cum ar fi fosfatidilcolina, iar în cazul suplimentelor luate cu miere, aceasta creează în mod similar un înveliș care facilitează absorpția, dar întreg procesul este mult mai complicat și am să revin și am să-l explic într-un video dedicat microencapsulării cu liposomi. Găsim pasaje în Biblie care vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos de asemenea a consumat miere de albine. Și puteți să citiți asta în Luca 24:42. De asemenea, împăratul Solomon, care a fost un om foarte înțelept și care a strălucit în istorie prin înțelepciunea lui, de asemenea, recomanda fiului său consumul de miere și putem regăsi pasajul în Cartea Pildelor sau a Proverbelor scrisă de el în capitolul 24 de la versetul 13. Ioan Botezătorul, dacă vă mai amintiți, de asemenea se hrănea cu miere de albine. Miere ajută la vindecarea rapidă a ulcerațiilor și a arsurilor, motiv pentru care mierea de albine a devenit atât de folosită în tratarea rănilor și am să atașez un link cu studiile științifice de pe site-ul guvernamental de sănătate din Statele Unite. Aciditatea pe care o are mierea mărește cantitatea de oxigen eliberat din hemoglobină, făcând astfel suprafața cu rana mai puțin favorabilă dezvoltării proteazei destructive. Vis-a-vis de aplicarea mierii pe răni, vreau să menționez că cercetătorii au descoperit faptul că mierea de albine, având o osmolaritate ridicată, are efectiv capacitatea de a extrage fluidele din rană, crescând astfel drenarea limfatică, care adesea în spitale se realizează prin pompe ce creează presiune negativă în zona cu rana și care reprezintă o metodă și o alternativă mult mai scumpă. La pansamentele sigilate cu miere de albine, îmi spunea soția mea care este cadru medical, se observă adesea după câteva ore de la aplicare și sigilare, în momentul în care se îndepărtează, cum mierea a absorbit multe fluide din rana pacientului. Practic, mierea asigură o debridare autolitică rapidă și asta veți putea citi, pentru cei care sunt curioși, în descripția videoului, la linkul care am să-l postez. Mierea de albine are componente bioactive, cum ar fi proteine, flavonoizi și polifenoli, cu activitate antioxidantă puternică, care aduc beneficii sănătății noastre atunci când o consumăm în mod regulat. Aceste substanțe ajută în mod special în cazul celor care suferă de boli asociate cu stresul oxidativ. Proprietățile antibacteriene și antivirale sunt date atât de apa oxigenată pe care o conține mierea de albine, cât și de metilglioxal. Dacă apa oxigenată din miere este inactivată de catalaza, care este o enzimă prezentă în sânge, metilglioxina nu este inactivată. Tot pe site-ul Institutului Național de Sănătate găsim evidențe ale faptului că o singură doză de miere poate să reducă secreția de mucus și congestie nazală la copii și aceasta s-a descoperit într-un studiu în care s-a administrat copiilor 500 de mililitri de apă cu miere de albine, care făcea să crească producția de citochină, o substanță care are proprietăți antibacteriene. S-au demonstrat de asemenea că mierea de albine naturală are proprietăți anticancerigene și oferă elasticitate mai bună corpului atunci când este consumată zilnic. Acum, dacă mierea are atâtea proprietăți benefice, haideți să vedem de ce ar trebui să ținem cont când cumpărăm miere. În primul rând, eu niciodată nu cumpăr miere din comerț, din supermarket, ci de la apicultori și prefer să cunosc persoana pentru a mă asigura că nu adaugă zahăr sau corn syrup pentru a face profituri mai mari. Cum diferențiem mierea naturală față de cea artificială sau față de cea înmulțită? În primul rând, mierea trebuie să aibă un miros puternic de ceară de albine, iar dacă mirosul este acru, când luăm capacul de la borcan, este posibil ca mierea să nu fie pură. Ea trebuie să conțină particule de polen când ne uităm la ea la o sursă de lumină și dacă mierea e naturală și nealterată, trebuie atunci când o punem
în lichid la temperatura camerei, fie apă, fie ceai, să nu se topească imediat, ci să fie ca un gel mai gros și să dureze câteva minute bune până când se dizolvă, chiar și când amestecăm un pahar cu o linguriță în mod constant. Mierea naturală trebuie să se solidifice în timp, adică să se zaharisească, și se pare că mierea poate fi ținută peste 3000 de ani fără ca aceasta să se altereze. În piramidele din Egipt s-au găsit vase ce conțineau miere de pe vremea lui Tutankhamon, adică aproximativ cu 3000 de ani în urmă. Apropo, pentru cei care cumpără de pe internet fel de fel de kituri și găleți cu mâncare uscată la pliculeț ca rezerve în caz de război sau foamete, puteți să cumpărați miere și vă garantez că dacă e miere adevărată, o puteți păstra fără niciun fel de probleme pentru nepoții voștri, timp în care toate celelalte pachete cumpărate din comerț cu mâncare uscată în câțiva ani se vor altera. Să nu vă fie prea greu să dați un like sau să lăsați un comentariu, pentru că am ajuns la final și sper că aceste informații să vă fi fost de folos și împreună să ne menținem sănătatea până la adânci bătrâneți. Rămâneți conectați la canalul meu de YouTube, pentru că în următorul episod am să vă vorbesc despre ce ajută la problemele de ficat și cum putem să detoxifiem ficatul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și aștept comentarii, like și subscribe. Pe curând!